Prin harul Domnului am ajuns până aici, slăvit să fie Domnul. Noi ne putem număra ani, dar noi suntem de ieri, suntem azi și până mâine. Dumnezeu însă e din veșnicie în veșnicie. Și nu se pricepe mintea noastră ca să înțelegem cât e distanța asta. De fapt, ce înseamnă din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu, cum spune Moise în Psalmul 90. Așadar, pentru tot ceea ce este Dumnezeu, pentru dimensiunea sa, dacă putem spune așa, pentru tot ce face și chiar pentru noi, când ne gândim miliarde de oameni, cu siguranță miliarde de îngeri, miliarde de stele, un cosmos imens și totuși Dumnezeu să știe că un organ în ființa noastră are probleme. Să știe Dumnezeu că un gând te supără, un duh și o problemă te ispitește. Mare-i Dumnezeu! Slăvit să fie în veci! Vă urăm din nou și să urați ori de câte ori aveți ocazie, cum e scris, binecuvântați și nu blestemați, pentru tot anul, pentru fiecare zi, pentru fiecare ceas, să fie binecuvântarea Domnului peste noi, amin. Noi știm din Scripturi, în primul rând, apoi din mesaje profetice care ne vin în ajutor să ne țină la curent în actualitate cu ceea ce Domnul face. Că vine sfârșitul, vine Apocalipsa, că altfel n-are cum să vină împărăția lui Dumnezeu dacă nu avin toate acestea înainte. Aș vrea, mi-a pus Domnul pe inimă în dimineața asta, să ne întrebăm dacă suntem asigurați pentru anii care vin. Știți, oamenii în înțelepciunea lor, cum spunea Domnul, că uneori fiii veacului sunt mai înțelepți decât fiii luminii, sunt asigurări, cum știți, la imobile, la autoturisme, asigurări de viață. Și aceste firme, la rândul lor, sunt reasigurate, la alte firme, sunt consorții, la societățile de asigurări, la bănci, se sprijinesc așa unii pe alții. Dar noi, credincioșii, ce asigurare mai sigură am putea să avem? Uneori poate la un RCA, la mașină, ne gândim la una care e mai ieftină, dar în nădejdea că poate nu se întâmplă ceva. Dragii mei, aș vrea să privim în Scriptură și să vedem că anii care vin, cum au mai fost în istorie, deși acum la capăt va fi cum n-a mai fost, pot să fie foarte diferiți. Cel mai frumos este când într-un an se poate semăna și se poate și recolta. Asta e binecuvântare de la Dumnezeu. Mare har! Spune Scriptura în cartea profetului Osea, la capitolul 2, cam ce ar trebui să se întâmple ca să fie recoltă într-un an. Vă citesc de la versetul 21. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile. Vă rog să observați această serie. Și ele vor asculta pământul. Pământul va asculta grâul, mustul și unde lemnul. Și acestea vor asculta pe Israel. Adică Israel deja ar cere grâu, must și unde lemn, dacă pământul nu le dă. Dar pământul de unde să le dea, că trebuie să primească ploaie de la cer. Dar cerul de unde să dea ploaie, că trebuie să dea Domnul. Deci iată cum ne vin toate acestea întrepte ca să ajungă la noi. Și mulțumim Domnului că și anul care s-a scurs a fost cu roade, cu belșug. În țara asta s-a semănat și s-a recoltat. Mărit să fie Domnul. Sunt alți ani. Ba chiar Dumnezeu a poruncit astfel de ani calendaristici în care să nu se semene, dar să fie mâncare. Știți, în mod deosebit, anul al șaptelea, de care evreii nu prea voiau să țină cont, citesc din cartea Levite, capitolul 25, și respectiv anul al 50-lea, trebuia să fie ani cu recoltă suficientă din anii anteriori. Levitic 25, citim de la versetul 3. 6 ani să semeni ogorul, 6 ani să stai via, să strângi roadele, dar anul al șaptelea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ. Să nu-ți semeni ogorul, să nu stai via. Și nici n-aveai voie să culegi, că
pe vie, de bună seamă, ieșeau struguri. Trebuia să fie pentru sărmani, pentru străini. Ei aveau suficient din anii anteriori. Spunea Dumnezeu în privința asta, citește și în cartea Exod, capitolul 23, ca să vedeți cât de în control este Dumnezeu. De la versetul 6. Timp de 6 ani să semeni pământul, să-i strângi rodul. Versetul 13. Să păziți tot ce v-am spus. Și când evreii n-au păzit, știți de ce au stat în robia egipteană 70 de ani? Au fost toți anii aceia în care ei n-au vrut să aibă încredere în Dumnezeu, să fie ani doar cu hrană, dar fără semănat. De ce? Poate se întreabă copiii. De ce trebuia să stea evreii un an? În anul al 7-lea trebuia să se adune toți și să audă legea, să li se predice, să facă studii, cum a ținut Moise în cartea Deuteronom, este un studiu al lui Moise din câmpia Moabului, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie recunoscători, după cum știți că și mana în ziua 7-a nu cădea, Dumnezeu le dădea în avans. Minunat lucrează Dumnezeu, slăvit să fie El. Au fost și alți ani, cu semănătură, dar fără recoltă. Asta e neplăcut. În cartea Judecător, la capitolul 6, astfel de ani observăm că pot să fie din două motive. Judecător 6, citesc de la versetul 3. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului își porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau cu o mulțime de lăcuste, erau fără număr și ei și cămilor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a fost foarte norocit din pricina lui Madian. Știți că și Gedeon a fost surprins de Îngerul Domnului în timp ce ascundea greu înteasc de Madian. A fost o pedeapsă de la Domnul. Se poate întâmpla să se semene, dar să nu fie nicio recoltă datorită secetei. Cum avem situație descrisă în cartea Ioel, de exemplu, citesc din capitolul 1, de la versetul 7, mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți mochinul. Versetul 10, câmpia este pustită, pământul este întristat. Căci griul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Toate acestea au luat și hrana de la vite și apa, versetul 7, s-au uscat semințele sub bulgări. Grânarele stau goale, sămânța a fost pusă în pământ, dar cum spun și românii, am auzit uneori când nu ploua, zice, îi în pământ ca în sac, nu a crescut. Se putea întâmpla, cum scrie tot aici, să vină lăcustele, versetul 4. Ce-a lăsat de mâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh, ce-a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Elec, ce-a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Și poate să fie și o a patra situație, fără semănătură și fără recoltă. În cazul unor foamete prelungite, cum a fost cea din Egipt de 7 ani, de care scrie în cartea Genesa, cum bine știți, sau asedii prelungite. În acele vremuri de răstriște, fără măsură, au ajuns femeile să-și mănânce copiii, ceva de neimaginat și nu femei sadice. Scrie în Deuteronom 28, femeia cea mai jingașă. Dumnezeu este stăpân peste toate. Iată așadar ce situații pot să apară. Noi oamenii suntem obișnuiți să semănăm, să se cerăm, să ne rămână de peste ani, dar nu întotdeauna este și va fi așa. Și spunea Domnul, și vă citesc din Matei 24, de vremuri care pot să vină, am auzit chiar unele mesaje profetice care actualizau cele scrise că vor fi și ani fără rod. Matei 24, versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe locurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Și în cartea Apocalipsa, în capitolul 6, este scris despre cele 4 pedepse grozave ale lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu are nevoie de bombe atomice, nici de arme convenționale, dacă vrea să atingă pământul, că e a lui, el e stăpân. Apocalipsa 6, vă citesc de la versetul 8. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților, s-a dat putere peste a patra parte a pământului. Vă dați seama ce dimensiuni de distrugere? Ca să ucidă cu sabia, cu foametea, deci prima e războiul, a doua e foametea și cu tot ce aducea, molimă, astea sunt bolile, și fiarele câmpului, care totdeauna au fost armată puternică în mâna Domnului. Fie că e vorba de lei ca altă dată, de șobolani sau de țânțari. Dumnezeu se poate folosi, ca și în plăgile Egiptului, de toate aceste forme care sunt în mâna Lui. Numele Lui să fie slăvit. De ce îngăduie Dumnezeu astfel de vremuri? În primul rând și în general datorită păcatului. Cred că știți textul acela lung din Deuteronom 28. Sunt câteva versete de binecuvântări, de la versetul 1 până la versetul 14 și apoi de la 15 până la 68. 54 de versete care arată blesteme și tot mereu versetele încep cu cuvintele Domnul te va bate, Domnul te va lovi, Domnul te va lovi. Ba încă scrie versetul 59, Domnul te va lovi în chip minunat. Pe tine sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Nu degeaba Domnul ne-a spus să ne rugăm pentru țară, ba chiar a spune pentru Europa, că oarecum suntem legați. Că în Europa nu mai vor să știe oamenii de Dumnezeu. Citeam într-o știre creștină, undeva la o comisie a ONU pentru drepturile omului se pregătea textul unei rezoluții care să apere familia și reprezentantul unor țări din Africa a introdus în text și sintagma familia este unitatea naturală și fundamentală a societății. Și a sărit în sus un reprezentant al unei țări din Europa și a spus, de unde a scos-o asta? Și se spune că și cu calmitate cel din Africa a zis, e text preluat din Cartea Drepturilor Omului care a fost semnat în 1948 de toate țările ONU. Numai că între timp Europa noastră a făcut un pas înaintea Asiei, a Africii, a Americii de Sud și nu mai vor să știe de Dumnezeu, de familie, de lucrurile sănătoase, dimpotrivă. Totul țintește înspre ceva sodomic și păcătos. Oare câtă vreme va mai sta Dumnezeu nepăsător? Nu știu cum va biciui Dumnezeu lumea asta. Are toate astea la îndemână. Știți că și în Antichitate, la sfârșitul acelei perioade istorice, când Imperiul Roman s-a stricat, Dumnezeu a dus popoarele migratoare și se spunea că Otilo, Hunul, a fost biciul lui Dumnezeu pentru Europa. Mai târziu, în Evul Mediu, a fost boli cumplite care au distrus o pătrime din populația Europei, a murit la un moment dat de o boală necruțătoare. Războaiele, numai Dumnezeu știe ce va fi. Și când ne gândim la acest viitor, la noi și la copiii noștri, cum ne putem asigura? Și mi-a pus Domnul pe inimă să vă spun, cum ne putem asigura? În primul rând, vă citesc despre Ezechia, căruia Domnul i-a zis, 2 Împărați 19:29. Veniseră asirieni împotriva lor. Acesta să vă fie semnul. Anul acesta veți mânca ce crește de la sine, al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase, dar în al treilea an veți semăna, veți secera, veți sădivi și veți mânca din rodul lor. Ce promisiune! Când la poartă sirienii spuneau, totul am ras înaintea noastră. Dumnezeu stătea în cer și a zis, eu până un altă mă râd de ăștia. De fecioara Ierusalimului, de fica Sionului, vrei tu să-ți bați joc? L-a ocrotit Dumnezeu pe Ezechia? L-a ocrotit. A ocrotit Ierusalimul, mărit să fie Domnul. A ieșit un înger al Domnului și i-a nimicit pe toți. Cei ce au scăpat s-au întors și împăratul a fost omorât de cei din casa lui. De ce i-a izbăvit Domnul?
Deschideți cu mine la a doua Cronici, capitolul 29. Este prima asigurare. Să te dăruiești pentru casa Domnului. 29:1-3. În anul întâi a domniei lui a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. Mai întâi au făcut curățenie. Pusese închis templu în timpul tatălui său Ahaz. Versetul 16, preoții au intrat înăuntru casei Domnului să o curățească, au scos toate necurățiile. Apoi, versetul 27, Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar, cântarea, toată adunarea s-a încheiat, întoarceți pagina. Versetul 33, au mai închinat Domnului 600 de boi, 3000 de oi. Capitolul 31, citesc de la versetul 3. Împăratul a dat o parte din averele lui pentru arde tot, pentru arde tot de dimineață, de seară, tot ce aveau ei. Și a poruncit poporul, locuitorul Salimului, să dea preoților și leviților partea cuvenită ca să țină cu scumpătate legea Domnului. Când a ieșit porunca aceasta, copiilor Israel l-au dat din belșug, cele întâi roade din grâu, din mus, din un de lemn, din miere și din toate roadele pe câmp au dus din belșug și zeciuiala din toate. Versetul 7. Au început să facă grămezile în luna a treia și au isprăvit în luna a șapte. Ezechia și căpetenii au venit să vadă grămezile, au binecuvântat pe Domnul și poporul său Israel și Ezechia a întrebat pe preoți și pe leviți de grămezile acestea. Atunci marele preot Azaria din casa lui Țadoc i-a răspuns, de când au început să aducă darul la casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat, am mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul său și iată ce mare grămadă a mai rămas. Și acum 32:1. După aceste lucruri, după aceste fapte credincioșie, a venit Sanherib. Dar ieri au asigurat că au dus la casa Domnului să aibă slujitorii, să fie clădirea pusă la punct și de aceea Dumnezeu i-a izbăvit și le-a zis și dacă n-a fi semănătură, voi nu veți duce lipsă și vă voi izbăvi, mărit să fie Domnul. Dragii mei, nu-i mult să nu se termine. Dacă vreți în viitor să nu ducem lipsă, atunci să nu ducă lipsă casa Domnului. Dacă Dumnezeu ne va da pricepere ca să întreținem slujbele, acum ce avem noi să terminăm clădirea și bine ar fi să ne grăbim sau vă place să fim tot în șantier, atunci să știți că anii care vin, repet, noi vom fi asigurați, mărit să fie Domnul. Știți cazul acela din Luca 7, s-a îmbolnăvit robul unui sutaș și s-au dus la Domnul și cu ce-a motivat vindecarea? Face să-i face acest bine că iubește neamul ostrosul și el ne-a zidit sinagoga. Dumnezeu și-ți aduc aminte de toți cei ce zidesc, de toți ce contribuie la lucrarea de aici și o va face Dumnezeu nu doar acum, o va face peste ani, numele Lui să fie slăvit. Cine dă pentru casa Domnului va fi asigurat în vremurile grele. O a doua asigurare. Vă citesc din Psalmul 112, de la versetul 5. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Versetul 9. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul se înalță cu slavă. Psalmul 41, în aceeași idee, o a doua asigurare, milostenia față de cei săraci. Ferice de cel ce îngrijește cel sărac, căci în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește, îl ține în viață, îl este fericit pe pământ. Nu-l lași la bunul prag al vrăjmașului, Domnul sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate bolile lui. Și cu siguranță așa va face Domnul. M-am gândit la felul în care Dumnezeu poate să aducă, vă spuneam, fiarele câmpului peste oameni. Dar știți că Dumnezeu poate să folosească și animalele să ajute oameni? Îi scris în 1 Împărat 17 că Dumnezeu a poruncit corbilor să-l hrănească pe Ilie. Mi-a venit în minte, poate ați auzit întâmplarea aceea, că cineva, un om necredincios, mergea cu cai, cu căruța încărcată, cu saci de la moară, s-a oprit în dreptul unei case și nu mai voia să plece.
Până nu i-a venit omului ideea că întâi le-a pus Domnul animale în minte, să dea doi saci acolo la familia de alături și-o porni caii fără bici. Ne-au povestit frații de o situație când Domnul a vorbit. Bine ar fi când colaborăm cu Domnul și chiar cu animalele. Au încărcat o căruță cu de toate și au zis, puneți caii la căruță și lăsați-i să meargă în ce direcție apucă. Vă duceți până unde se opresc. S-au dus două sate. S-au făcut seară și s-au oprit în dreptul unei case, dar parcă amândoi, așa ca la comandă, acolo. Și acolo trebuie să descarce. Era o familie cu 13 copii, murise tata. Dumnezeu are nu doar oameni și animale, are îngeri. Pot să vină daruri în chip supranatural. Numele Domnului să fie slăvit. Are Domnul toată puterea să o facă. E bifat că te-ai asigurat și aici. Știți, la primele de asigurări depinde. Vrei ceva mai puțin, te asigură numai la accident, dacă nu te asigură și la foc, te asigură și la alte cataclisme care pot să apară. Deci să fie bifat, m-am asigurat cu partea Domnului, am dat-o la biserică. Doi, m-am asigurat cu partea care trebuie să o dau la săraci. Numele Domnului să fie slăvit. Că El a spus, cred, în Matei 25, că va zice în ziua aceea, veniți binecuvântați Tatălui meu, te moștiți împărăția. Auzi că țintește nu numai la anii de necaz, și la veșnicie, ceea ce am dat celor ce au nevoie, a zis, mie mi le-ați dat, slăvit să fie Domnul. Și mai este o asigurare, dar asta e chiar că e obligatorie. Vă citesc din Psalmul 37, de la versetul 18. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie, ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. El totdeauna este milos și dă cu împrumut, urmașii lui sunt binecuvântați. Sunt oameni care fac donații mari și ajută pe săraci, dar nu sunt neprihăniți. O să le răsplătească Domnul și la aceea, dar dacă ești și credincios și neprihănit, ai asigurare de plină. Poți să fii liniștit și să te încrezi în Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. Spune Scriptura în cartea Proverbe, capitolul 10, versetul 3. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame. Am auzit cu ani în urmă vorba asta și am cercetat și așa este. Au fost martiri, dar niciun sfânt n-a murit de foame. Unii strecuți în lista să-L proslăvească pe Domnul cu moartea, dar nu de foame. Asta s-a asigurat Dumnezeu că pâinea și apa nu vor lipsi pentru credincioși. Chiar dacă uneori trebuie să răbdăm de foame sau de sete, dar de murit nu se moare. Că Dumnezeu poartă de grijă. Numai să fim noi printre cei neprihăniți. Vă citesc din cartele Ieremia ce s-a întâmplat, de exemplu, cu prorocul. Știți de ce a îngăduit Dumnezeu să ajungă Ieremia în închisoare? Ca să nu moară de foame. Scrie aici, în capitolul 37, versetul 21, împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniței și să-i dea în fiecare zi o pâine din ulița brotarilor, până s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Astfel, Ieremia a rămas în curtea temniței. Întoarceți pagina, capitolul 39, 10. Nebuzaradan, căpetenia străjerului, a lăsat în țara lui Iuda pe unii dintre cei mai sărași din popor, care n-aveau nimic. Și le-a dat atunci vii și ogoare. Și la Ieremia i-a dat și mai mult. Spune Scriptura aici, în capitolul acesta, 39, vă citesc versetul 4, acum iată te izbăvesc astăzi din lanțul pe care l-am mânat. Dacă vrei să vii cu mine în Babilon, vino să purtai de grijă, dacă nu îți place să vii cu mine, țara înaintea ta, du-te unde vei crede și unde îți va plăcea să te duci. Și scrie apoi despre Ebed-Melec etiopianul de la capitolul 39, de la versetul 16. Cel ce l-a scos, l-a scăpat pe Ieremia din groapă.
care a motivat la împărat și a cerut oameni și l-a scos. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău și nu în bine. În ziua acelea se vor întâmpla înaintea ochilor tăi, dar pe tine te voi zbăvi în ziua aceea, nu vei fi dat în mâinile oamenilor care te teme. Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, mărit să fie Domnul. M-am uitat așa prin scripturi, vă amintesc așa în fugă, când vrea Dumnezeu să scape, l-a trimis pe Iosif înainte, s-au făcut provizii. În Doi Împărați 8 este femeia aceea care l-a primit pe Elisei în mod repetat și era femeie evlavioasă. I-a zis Dumnezeu prin proroc, du-te din țară, stai acolo că începe foamete. Dar minunea e când s-a întors înapoi împăratul și nu era împărat evlavios. A fost interesat să vadă ce minune a mai făcut Domnul prin Elisei. Și când ajunge sluga să-i povestească exact de copilul înviat, apare femeia. Și îi povestește ea ca o mamă care i-a înviat fiul. Și ce a zis împăratul după aceea? A pus un dregător, la asta să-i dai din urmă tot ce a avut din ziua când a părăsit țara până acum. Vedeți camera aia de sus pentru Elisei, câtă binecuvântare a adus? Dumnezeu a protejat toată casa, mărit să fie Domnul. Are Dumnezeu toată puterea în cer și pe pământ să ne poarte de grijă, dar nu așa din oficiu. Dacă întâi ne-am plătit polița față de adunare, față de săraci și dacă ne silim să fim plăcuți Domnului, să fim neprihăniți. Dacă ne vom încrede în Domnul. Mi-a venit în minte bunicul tatălui meu a fost pe front din 39 până în 45. Înspre răsărit s-a dus până la cotul Domnului, mi-amintesc că ne povestea. A scăpat cu ultimul avion din încercuirea aceea, s-aruncau manifest din avion afișe: predați-vă că frații voștri merg cântând spre Siberia. În cala avionului, cu niște ofițeri de rang superior, a scăpat. A fost ultimul avion care a ieșit de acolo. Blindate n-au ieșit de acolo, i-au terminat rușii. În partea cealaltă, spre apus, a mers până în Tatra Mare. Și a venit teafăr după 6 ani de război. Socrul lui avea 90 de ani când a început războiul. L-a ținut Dumnezeu că a trăit 104. Și spunea soției celui ce era pe front: nu te teme, eu în fiecare zi mă rog pe cămașa lui Todor. Câtă vreme eu mă rog, el nu moare. Și a venit teafăr acasă. Spuneau frații din Carasebeș, era atunci zvonul cu, știți cum, ce se întâmpla, se pregăteau de război. Și un frate s-a temut și s-a dus la rugăciune și a zis: Domnul, bărbatule, te vei duce și te vei întoarce. Glonț pentru trupul tău nu s-a fabricat și nu se fabrică. Și a venit înapoi și Dumnezeu l-a folosit în slujire. Așa că să nu ne temem nici de noi, nici de copiii noștri. Dar de la începutul anului să ne plătim asigurările. La adunare, la săraci și să ne sfințim. Și Domnul de partea Lui, dacă o semnat asigurarea, se va ține de cuvânt. Și închei cu cele scrise în Psalmul 33, care sunt perfect valabile câtă vreme Dumnezeu este stăpân în cer. Și asta e pentru vecii vecilor. Psalmul 33, de la versetul 18. Luați-l ca și semnătura lui Dumnezeu pe asigurarea aceasta. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru, da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui ce Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin.